Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și miluiește-mă, Doamne, după marea Ta milostivire. Hristos a înviat. Cele voastre, părinți pelerini, dragi și iubiți credincioși, pelerini la poarta sfântă, bine ați venit aici, în catedrală, pentru a întâlni fața lui Iisus, pentru a o întâlni împreună, pentru a-L întâlni pe Iisus sub privirile Maicii Preacurate în catedrala noastră. Bine ați venit pentru a simți cum Dumnezeu ne iubește, se milostivește de noi. Astăzi trăim acest moment particular, împreună cu toți credincioșii prezenți aici, dar și cu toți credincioșii care sunt reprezentați de dumneavoastră, dragi pelerini, de toți credincioșii noștri, cei din decanatul Siret, dar și de toți credincioșii noștri din întreaga dioceză, țară și de ce nu, și de cei care sunt plecați în străinătate. Milostivirea lui Dumnezeu să se îndrepte spre toți. Vom asculta cuvintele Domnului, Sfânta Predică, îi vom aduce lui Iisus inima noastră, o vom deschide pentru a primi harurile sale, milostivirea sa, iar la sfârșit indulgența jubiliară, plenară. Pentru a ne face vrednici de a celebra acest moment sfânt, îi cerem iertare lui Dumnezeu și implorăm acum binecuvântare asupra apei cu care vom fi stropiți în amintirea nostrui, în botezului nostru, ca astfel dispuși să-L preamărim pe Dumnezeu și să-I cerem milostivirea Sa. Doamne Dumnezeule atotputernic, izvorul și începutul întregii vieți, a sufletului și a trupului, Te rugăm să binecuvântezi această apă pe care o folosim cu încredere spre a implora de la Tine iertarea păcatelor noastre și a dobândi ocrotirea harului Tău împotriva tuturor bolilor și a unertirilor diavolului. Dăruiește-ne, Doamne, harul ca prin îndurarea Ta să ne bucurăm pururi de apele vii și purtătoare spre mântuire, cu astfel să ne putem apropia de Tine cu inimă curată și să fim apărați de orice primejdie a trupului și a sufletului, prin Hristos Domnul nostru. Am văzut apă
izvorând din partea dreaptă templului. Aleluia! Și toți aceia la care a ajuns această apă s-au mântuit și vor cânta mereu. Aleluia! Aleluia! Unul dintre ostași a străpuns coasta lui Iisus și îndată a ieșit sânge și apă. Această apă s-au mântuit și vor cânta mereu. Aleluia! Aleluia! Așa s-a împlinit Scriptura despre mielul pascal. Niciun os nu veți zdrobi din el. Am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului. Aleluia! Și toți aceia la care a ajuns această apă Puternicul să ne curețe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Amin. Gloria in excelsis Deo. Pe pământ, oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria,
care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, să ne rugăm. Dumnezeule, a cărui îndurare nu are hotare și a cărui comoară de bunătate este nesfârșită, sporește cu milă credința poporului Tău sfânt, pentru ca toți să înțeleagă cum se cuvine, cu ce dragoste au fost creați, cu ce sânge au fost răscumpărați, în ce duc au fost renăscuți. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru a zis către popor: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri l-a glorificat pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept și ați cerut să vă fie grațiat un om criminal. Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acesta, căruia noi îi suntem martori. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut aceasta, la fel ca și conducătorii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeților, că unsul Său va suferi. Așadar, convertiți-vă și întoarceți-vă, pentru că păcatele voastre să fie iertate. Cuvântul Domnului. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Dintr-o adâncuri strig către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu, pleacă-ți urechea Ta la glasul rugăciunii mele. Nu este îndurare și belșug de mântuire. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Eu nădăjduiesc în Domnul,
Sufletul meu speră în cuvântul său, sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii firea zorilor. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Să nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile lui. Moartea păcătosului, spune Domnul, ci să se întoarcă de la calea lui și să fie viu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Farizeii și cărturarii însă murmurau spunând, acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci le-a spus această parabolă. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Iar el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat totul și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit tot, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări, care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și-ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus, câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame. Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău, ia-mă ca pe un zilier al tău. Într-adevăr, s-a ridicat și a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci fiul i-a spus, tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Însă tatăl a spus către servitorii săi, aduceți repede haina cea din tâi și îmbrăcați-l. Dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Și au început să sărbătorească. Însă fiul lui mai mare era la câmp.
Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci l-a chemat pe unul dintre servitori și l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus, fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și l-a rugat stăruitor. El i-a răspuns tatălui său, iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta, dar mie nu-mi dai niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii mei. Însă când a venit acest fiu al tău, care și-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat. Atunci el i-a spus, fiule, tu ești cu mine întotdeauna și toate ale mele sunt ale tale, dar trebuia să sărbătorim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit. Cuvântul Domnului! Lăudați pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea Lui. Preasfințite cucernici, confrați preoți, dragi credincioși, dragi bolnavi, duminica trecută am celebrat sărbătoarea Bunului Păstor, duminica vocațiilor, și am reflectat împreună asupra imaginii lui Iisus ca păstorul cel bun care cunoaște oile sale, iar oile ascultă glasul său și îl urmează. Am văzut că în zilele noastre, unde avem parte de atâta zgomot, de atâta zarvă, de atâtea tentații, de atâtea voci pe care le auzim, nu este ușor să distingem vocea păstorului care ne cheamă. Faptul că dumneavoastră sunteți acum aici, în această catedrală, făcând acest pelerinaj, poate fi un semn că ați auzit, ați reușit să deslușiți vocea păstorului care v-a chemat aici. V-a chemat la acest moment de sărbătoare. Și aș vrea încă de la început să înțelegem că, chiar dacă în aparență noi suntem cei care am organizat pelerinajul, care am plătit autocarul, care ne-am organizat, în realitate este opera Sfintei Treimi, este lucrarea Sfintei Treimi, pentru că este Tatăl care în acest an deosebit, în an jubiliar al milostivirii, ne-a chemat ca să ne redescopere chipul său, chipul milostivirii sale. Este Iisus, bunul păstor, cel care ne-a chemat, dar El este și poarta oilor. Ați văzut la intrare, eu sunt poarta. Este Iisus cel care ne-a chemat să intrăm prin această poartă și să ne găsim dintr-o dată în casa milostivirii, unde ne așteaptă Dumnezeu Tatăl cel milostiv. Și este Duhul Sfânt cel care ne-a luminat și ne-a ajutat, ne-a inspirat să facem această alegere, să răspundem chemării lui Dumnezeu. Dar ce este pelerinajul pe care dumneavoastră îl faceți acum, la Poarta Sfântă? Sfântul Părinte, în documentul de deschidere a anului jubiliar al milostivirii, Misericordiae Vultus, spune că în acest an sfânt al milostivirii, pelerinajul este un semn, este o icoană a drumului pe care fiecare persoană îl străbate, îl parcurge în această viață.
este o icoană. Fiecare dintre noi suntem pelerini pe acest pământ. Casa noastră, patria noastră este în ceruri și toți ne îndreptăm spre această casă. Iar faptul că în anul sfânt suntem chemați să ne punem în mișcare este de fapt un semn al credinței noastre, care nu este o credință statică. Noi suntem tot timpul pelerini, ne mișcăm spre Cel care ne cheamă, spre Dumnezeu. Iată, în acest an, Sfântul Părinte își propunea ca fiecare om să descopere chipul milostiv al lui Dumnezeu, sau chipul lui Dumnezeu cel milostiv. Acesta este obiectivul anului jubiliar. Iar noi astăzi încercăm să deslușim acest chip. Și pentru a înțelege mai bine acest lucru, ne vom folosi tocmai de parabola care a fost proclamată în Evanghelia de astăzi. Pentru că, în realitate, ne spune Sfântul Părinte, Iisus este Cel care ne-l dezvăluie pe Tatăl, ne dezvăluie chipul Tatălui, El este milostivirea Tatălui. Dacă îl ascultăm și îl vedem pe Iisus, ne dăm seama cine este Tatăl. Și Iisus ne povestește această parabolă, care este numită de unii parabola fiului risipitor, de alții parabola tatălui milostiv, iar eu aș vrea să insistăm tocmai asupra acestui aspect. Ce ne spune parabola? Un om avea doi fii. Iată, Iisus pleacă de la o situație reală, concretă, o familie normală, un om care avea doi fii. Dar o familie care cu siguranță are și probleme, pentru că nu se spune nimic despre mama, poate murise, poate plecase din familie, nu se știe, dar nu există, nu este pomenită în parabolă, deja este o lipsă. Apoi, chiar dacă acea familie avea bani, se vorbește despre bogăție, despre moștenire, cu siguranță că avea și alte probleme. Iată un fiu care dorește să plece din casă. Oare de ce? Poate pentru că s-a săturat de reguli. Poate că îl percepe pe tatăl său ca pe un tiran care îi impune un stil de viață care lui nu-i mai place. Și vrea să plece. Dar poate că nu-l mai suportă nici pe fratele său, care este un perfecționist, și care poate îi cerea prea mult. Dar poate că acest fiu dorea și altceva. Dorea să-și ia viața pe cont propriu și să o trăiască în mod liber. Să plece undeva unde să-și fixeze el regulile. Să facă ceea ce îi place lui. Și ne spune parabola că tatăl, fără să comenteze, i-a dat partea de moștenire, iar fiul a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Am putea spune că este o definiție a păcatului. În momentul în care noi săvârșim păcatul grav, noi ne rupem de Dumnezeu, ne rupem de Tatăl, ne îndepărtăm, ajungem într-un loc îndepărtat, departe de familie, departe de sânul în care am crescut, de ambientul în care ne-am dezvoltat. Ne îndepărtăm pur și simplu. Mergem într-o țară îndepărtată. Și ce facem acolo? Sunt multe lucruri pe care un om dorește să le facă. Sunt multe lucruri care îl atrag. Pentru că acesta este păcatul în sine. Este o realitate care ne atrage și care ne promite mult mai mult decât ne oferă în realitate. Păcatul este cel care ne arată fața frumoasă a lucrurilor până când îl săvârșim. După aceea descoperim o realitate care este total diferită de cea la care ne-am așteptat. Ne aducem aminte că chiar primii oameni, după ce Adam și Eva, după ce au căzut în păcat, voind să fie ca Dumnezeu, s-au descoperit goi. Goi pe din afară și goi pe dinăuntru.
Păcatul ne golește. Păcatul, în primul rând, ne face să pierdem demnitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu. Așa se descopere și fiul din parabola de astăzi. Face ce face și la un moment dat pierde totul. Pierde lucrurile pe care le-a avut, dar își pierde și demnitatea, pentru că ajunge în momentul în care este foame, ajunge să fie paznic la porci. Pentru un evreu asta era înjosirea cea mai mare, cea mai mare înjosire posibilă, pentru că porcii erau considerați animalele cele mai necurate, iar el ajunge paznic la porci. Iată unde este demnitatea pe care el a avut-o și ce a găsit după ce s-a îndepărtat de casa tatălui. Iubiți credincioși, este realitatea tristă în care ne putem afla și noi. Și nu rare ori descoperim și noi că suntem departe de Tatăl. Nu rare ori descoperim și noi că viața noastră parcă s-a golit, parcă nu mai are un sens. Noi parcă nu mai avem demnitate, nici în ochii noștri, nici în ochii celorlalți. Dar, din fericire, atunci se întâmplă un lucru deosebit. Fiul își vine în fire, constrâns de situația în care se afla. Își vine în fire, adică intră în el însuși și descoperă acolo o amintire, o nostalgie a ceea ce el a trăit mai înainte. Este casa tatălui, este acea casă în care el a trăit atâția ani. Este acea casă în care poate n-a avut libertatea de a face tot ce voia, dar avea multe lucruri de care omul are nevoie în viață. Și atunci se gândește să se întoarcă la tatăl său, la tatăl pe care încă nu-l descoperise cu adevărat. De aceea a zis, încerc măcar să fiu primit ca o slugă. Și pornește. Iar acum are loc, se întâmplă ceea ce eu aș îndrăzni să spun că se întâmplă cu noi de fiecare dată când venim la spovadă. Tatăl îl vede de departe. Sunt aici 5 verbe importante care ne arată care e atitudinea lui Dumnezeu în momentul în care ne vede că noi ne întoarcem. Ne privește de departe, pentru că ne aștepta, îl aștepta pe acest fiu să se întoarcă și l-a văzut de departe tocmai pentru că probabil în fiecare zi privea să vadă dacă nu se întoarce. Privirea lui Dumnezeu este totdeauna asupra noastră. Dar nu este acea privire cu care ne-am obișnuit noi de mici, acea privire care ne urmărește tot timpul să vadă dacă nu cumva facem vreo poznă, dacă nu cumva greșim ca să treacă acolo, să contabilizeze, să treacă la catastif. Nu, privirea lui Dumnezeu este privirea tatălui și a mamei care urmărește copilul ca să nu-i se întâmple nimic, care urmărește copilul când acesta se simte bine. Este privirea lui Dumnezeu plină de cingășie, de iubire. Această privire pe care Iisus a adresat-o sau a îndreptat-o și spre tânărul bogat pe care l-a îndrăgit. Este acea privire pe care Iisus o aruncă lui Petru în seara în care Petru l-a trădat. Este o privire plină de iubire și de iertare. Și când îl vede tatăl, aleargă în întâmpinare. Iată, Dumnezeu nu numai că ne așteaptă, aleargă în întâmpinarea noastră, nu mai are răbdare să mai facem noi câțiva pași să ne întoarcem, ci fuge înaintea noastră pentru că se bucură de întoarcerea noastră. Și în acel moment îl îmbrățișează. Termenul grecesc spune mai mult decât o simplă îmbrățișare, aproape că din fuga în care era, i-a căzut pe gât. A căzut din cauza că a fugit, a alergat și l-a îmbrățișat. Mâinile lui Dumnezeu care ne îmbrățișează. Biți frați, ați intrat în această catedrală. Dacă vă uitați la boltă,
Această boltă poate fi asemănată cu o mână. Este mâna lui Dumnezeu care ne protejează tot timpul. Și dacă vă uitați, sunt 24 de arcuri, ceea ce înseamnă că 24 de ore din 24, mâna lui Dumnezeu este asupra noastră. Este cea care ne protejează, este cea care ne veghează. Iar noi, dacă înțelegem această realitate, devenim ca o lumină, devenim un candelabru ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu sunt acele mâini ale lui Iisus care au atins bolnavii și i-a vindecat. Acele mâini pe care Iisus le arată după înviere apostolilor. Interesant este că noi atunci când vrem să recunoaștem o persoană, o recunoaștem după înfățișare, după față. Dar Iisus după înviere le arată apostolilor mâinile și coasta. Mâinile străpunse sunt acele mâini ale lui Dumnezeu pe care apostolii le-au văzut de multe ori în acțiune înainte de moartea lui Iisus. Iar aceste mâini au fost străpunse din iubire față de noi. Acesta este semnul recunoașterii din partea ucenicilor. Nu atât fața lui Iisus, cât mai ales mâinile și coasta care au fost străpunse din iubire față de noi. Iată, Tatăl care își îmbrățișează Fiul. Apoi, Fiul care credea că trebuie să spună formula pregătită dinainte. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă număr printre fiii tăi. Iar Tatăl nici nu-l mai lasă să termine. Voia să spună, primește-mă ca pe o slugă, dar nu mai spune acest lucru, pentru că Tatăl imediat îi dă o haină nouă. Este acea haină lungă de sărbătoare. Îi dă inelul în deget, inelul cu sigiliul pe care l-a avut înainte și îi dă încălțăminte în picioare, pentru că numai sclavii erau desculți. Iar Tatăl vrea ca fiii săi să nu fie sclavi, ci să se simtă liberi în casa sa. Iată, încălțăminte. Și taie vițelul cel îngreșat și face sărbătoare. De multe ori când noi venim la spovadă, credem că este un loc de tortură. Pentru că iar trebuie să merg și să spun tot ceea ce am făcut, tot ceea ce este rău. Să afle și alții că eu am făcut aceste lucruri, poate uneori în ascuns. Este ceea ce gândea Fiul înainte să-L întâlnească pe Tatăl milostiv. Dar în momentul în care noi ajungem la spovadă, trebuie să știm că Dumnezeu a pregătit sărbătoare pentru noi. Spovada, mai mult decât o recunoaștere a unor păcate, este moment de sărbătoare. Dumnezeu ne îmbracă din nou cu demnitatea pe care am pierdut-o prin păcat și ne pregătește pentru ceea ce urmează după, pentru ospăț. Un ospăț la care nu mâncăm carne de vițel, ci ne hrănim cu însuși trupul și sângele Fiului Său, care s-a oferit ca hrană pentru viața noastră, care a devenit pentru noi hrană pentru viața veșnică, care ni se oferă ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie. Acesta este ospățul, aceasta este sărbătoarea pe care Dumnezeu, Tatăl cel milostiv, a pregătit-o pentru noi. Iubiți credincioși, dacă noi în acest an jubiliar al milostivirii, în acest pelerinaj pe care îl facem, înțelegem bine și recunoaștem această imagine a lui Dumnezeu cel plin de iubire și de milostivire, atunci simțim aproape automat nevoia ca și noi să devenim ca El milostivi. Misericordes sicut pater, milostivi ca Tatăl, acesta este motoul anului jubiliar al milostivirii. Pentru că în momentul în care primești iertarea lui Dumnezeu, nu poți să o păstrezi pentru tine, nu poți să mai fii egoist. E ceva prea frumos, prea nobil ca să fie trăit în ascuns, în mod egoist. Trebuie să dăruiești mai departe. Iar atunci noi devenim instrumente eficace ale acestei milostiviri a lui Dumnezeu în lume. Acesta este scopul
anului milostivirii. Sfântul Părinte spunea că ar dori ca în acest an sufletul, inima fiecărui credincios să devină o casă a milostivirii. Orice familie să devină o casă a milostivirii, iar biserica prin excelență să devină casa milostivirii. Am intrat prin poarta care este Iisus, am intrat în casa Tatălui, casa milostivirii, participăm la ospățul pregătit pentru noi, iar de aici plecăm ca misionari, misionari ai iubirii milostive a Tatălui, acolo unde fiecare dintre noi își trăiește viața, până într-o zi în care vom descoperi față în față acest chip al lui Dumnezeu, iubire. Așa să fie. Celor prea iubiți, în lumina textelor sfinte pe care le-am ascultat, lumina acestor cuvinte care ne-au clarificat rolul pe care îl avem astăzi în acest drum al credinței noastre, împreună acum cu gândul la îndemnul Părintelui Decan să ne unim în rugăciune pentru a beneficia de această milostivire a lui Dumnezeu. Domnul este un Tată bun și milostiv, speranță sigură și concretă pentru fiecare om obosit și împovărat. Plin de încredere să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl preîndurător, ca toți oamenii să poată primi milostivirea sa și astfel să meargă pe calea mântuirii. Părinte Ceresc, bun și milostiv, dăruiește-i bisericii harul ca, prin meditarea cuvântului tău și prin celebrarea Sfintei Euharistii, să se reînnoiască pururi și să fie desăvârșită în sfințenie. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează cu har tău pe Sfântul Părinte Papa Francis, pe episcopul nostru Petru și pe toți păstorii bisericii tale, ca ei să trăiască toată bogăția cuvântului pe care îl predică și a ministerilor pe care le celebrează. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-i bisericii, familii cu adevărat creștine, în care dragostea și armonia dintre membrii să reflecte iubirea negrăită din Sfânta Treime. Te rugăm, ascultă! Dă-le celor suferinți, părăsiți și deznădăjduiți harul ca, înțelegând victoria Fiului Tău asupra răului, să-și poarte crucea cu încredere și serenătate. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în harul tău pe cei care s-au întors la tine prin taina pocăinței. Te rugăm, ascultă! Ajută-ne să învățăm să privim mai degrabă la răul care se află în conștiințele noastre și să cerem pentru noi iertare, claritate în perspectivă și curaj în a face binele. Te rugăm, ascultă! Acest pelerinaj din anul sfânt al milostivirii să fie pentru noi toți o adâncă experiență a milei tale și un adevărat moment de întâlnire cu milostivirea ta divină. Te rugăm, ascultă! Fă-i părtași și pe cei răposați de bucuria sfintelor Paști în împărăția luminii veșnice. Te rugăm, ascultă! Doamne Dumnezeul nostru, care vii să faci sănătoase inimile noastre prin milostivirea Tatălui, ascultă rugăciunea acelora pe care i-ai voit ca frați
și prin puterea sacramentului reconcilierii, dă-le harul să fie creaturi noi, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește cu îndurare, Doamne, darurile noastre și transformă-le în sacramentul răscumpărării, memorial al morții și învierii Fiului Tău, pentru ca prin puterea acestei jertfe și mereu încrezători în Hristos să ajungem la viața veșnică prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu.
Tu nu încetezi să trezești în noi dorința după o viață mai deplină și, fiind bogat în îndurare, continui să ne oferi iertarea și îi înveți pe cei păcătoși să se încreadă numai în îndurarea Ta. Deși am încălcat de atâtea ori legământul Tău, totuși nu ne-ai părăsit niciodată. Și prin Iisus Hristos, Fiul Tău, răscumpărătorul nostru, ți-ai unit familia umană printr-o nouă legătură de iubire, atât de puternică încât nimeni nu poate să o desfacă. Acum îi oferi poporului Tău în timp al harului și al împăcării și îi dai speranța de a găsi prin Iisus Hristos drumul întoarcerii către Tine. Pentru ca, încredându-Ți mai mult în Duhul Sfânt, să slujească tuturor oamenilor. De aceea, pătrunși de uimire, preamărim puterea iubirii Tale și, bucurându-ne de mântuirea redobândită, uniți cu cetele nenumărate ale îngerilor, cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, Îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ
ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar, Aurel și cu tot clerul. Aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Acest an jubiliar ne bucurăm să știm cu toții că suntem fii ai Părintelui Ceresc și frați între noi. Deci astăzi, cu bucurie, îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, să intre și dar spune numai cuvânt.
să ne rugăm. Dăruiește-ne, Dumnezeule milostiv, harul, ca noi cei hrăniți cu trupul și sângele Fiului Tău, să bem cu încredere din izvoarele mântuirii și să ne arătăm din ce în ce mai plin de îndurare față de frații noștri, prin Hristos Domnul nostru. Părinte decan, sfințiile voastre, am ajuns la acest moment în care așteptăm binecuvântarea cu indulgență plenară. Înainte de a face rugăciunile prescrise, vreau să vă exprim bucuria noastră, a mea, preasfințitului, a tuturor celor care suntem aici la catedrală. Și cu adevărat să vă spunem că nu noi, ci Iisus, Dumnezeu s-a bucurat și Maica Sfânt. Felicit din inimă pe Părintele Decan de Siret, Părintele Blaș, pe toți preoții, paroc și vicari și toate persoanele consacrate din acest decanat. Vă felicit pe dumneavoastră, cei care ați venit. Ați făcut acest efort, un gest de bie credință. Dumnezeu să primească acest gând al dumneavoastră. Dumnezeu să vă umple cu milostivirea sa. Dumnezeu să vă încurajeze în munca pe care o depuneți. Dumnezeu să răsplătească pe toți cei care cu adevărat știu să se jertfească pentru alții. Și mă gândesc la toți cei care știu să facă fapte de milostenie, trupească și sufletească, care este de fapt o cerință a acestui an jubiliar. Milostivi ca și Tatăl. Adică și noi și toți trebuie să fim milostivi. Pentru a obține indulgența plenară, acum toți, sigur că ne vom dispune făcând rugăciunile care sunt prescrise. Vreau să vă spun că după Sfânta Liturghie aveți posibilitatea încă mai departe să vedeți muzeul nostru al Episcopului Anton Turcovici și celelalte realități ale bisericii noastre de la Iași, ca să vă întoarceți acasă cu mai multe daruri pe care acest pelerinaj vi le-a adus. Și dar acum, după ce am spus crezul și rozariu, după ce am spus Tatăl nostru la Sfânta Liturghie, după ce am adăugat spovada și împărtășania și prezența la această Sfântă Liturghie, acum ne dispunem toți ca să ascultăm rugăciunea și să o spunem și noi în gând cu Episcopul, aveți și dumneavoastră această rugăciune și apoi vom adăuga și un adu-ți aminte către Preacurată Fecioară Maria ca ea să mijlocească pentru noi obținerea tuturor darurilor lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm cu Sfântul Părinte Papa Francisc pentru acest an jubiliar, jubileul milostivirii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne-ai învățat să fim milostivi asemenea Tatălui Ceresc și ne-ai spus că cine te vede pe tine, îl vede pe Tatăl. Arată-ne chipul Tău și vom fi mântuiți. Biruirea Ta plină de iubire l-a eliberat pe Zacheu și pe Matei de robia banului. Pe femeia păcătoasă și pe Magdalena le-a eliberat de la statornicirea fericirii doar în creatură. Pe Petru l-a făcut să plângă după ce te-a trădat și i-a asigurat paradisul târharului căit. Fă să ascultăm cuvintele pe care i le-ai spus samaritenei, ca și cum le-ai fi adresat fiecăruia dintre noi, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu. Tu ești chipul văzut al Tatălui nevăzut, al lui Dumnezeu care își manifestă atotputernicia, mai ales prin iertare și milostivire. Fă ca biserica să fie în lume chipul văzut al Tău, Domnul nostru, înviat și în slavă. Tu ai voit ca și miniștrii Tăi sacri să fie înveșmântați în slăviciune, ca să simtă compasiunea cuvenită pentru aceia care se află în neștiință și eroare. Fă ca oricine se apropie de vreunul dintre slujitorii Tăi
să se simtă așteptat, iubit și iertat de Dumnezeu. Trimite-L pe Duhul Tău și consacră-ne pe toți prin ungerea Lui, pentru ca jubileul milostivirii să fie un an al Harului Domnului, iar biserica să, cu reînnoit entuziasm, să le ducă celor săraci mesajul plin de bucurie, să proclame celor închiși și asupriți eliberarea, celor orbi să le redea vederea. Își cerem aceasta prin mijlocirea Fecioarei Maria, Maica Milostivirii, ție care viețuiești și domnești în unire cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Adu-ți aminte, o vrea, să nu zi niciodată să fi fost fără. Cel ce a cerut a, Cel ce a cerut a, însuflețire o astfel de, alerg la tine, o Maică, la tine vin și stau ce mânt, de-a ca un păcătos. Maica cuvântul, nu disprețui cuvinte, dar auză-mă cu milă și slavă Tatălui și Fiului. Ne plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea specială cu indulgență plenară. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Cu